Bună seara, dragii noștri! Iată-ne din nou împreună după o pauză, pauză de două săptămâni. Au și niște treburi, niște probleme cu struguri, cu mustul, cu chestiile de genul ăsta. Trebuie să mă iertați. Bolnav, vai de capul meu, era să se bucure popa de la Bălcești. Vrea să mă bată cu botoșei la soare și cu bățul pe piept. Dar Dumnezeu nu i-a ajutat. Mai așteaptă, părinte. Mai așteaptă, că mai durează. Ia uite și un telefon, o fi popa. Alo? Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Da. Dau și eu ca pentru mâna Atenatei. Da. Da. Dau și eu ca pentru voi. Da. Pentru mama mea, pentru epoata mea, pentru vesea mea care e bani, nu poate merge. Da. Nu mai spune lucrurile astea că... Multă etată din panta mea și pentru un băiat care e ziua lui la mulți ani. Mă afectează chestiile astea. Și vreau o melodie de ziua aia, de ziua a lui. Bine, drăguțo. Să vă dea lumea sănătate. Mă audi? Da, da, da. Deci, să revenim. După o pauză de circa două săptămâni, cu, bineînțeles, cu cerere aprobată, vreau asta, până când am făcut și noi murăturile, am pus aproape trei castraveți la borcan, pentru iarnă, cu morcov, cu pătrunjel, cu asta, mai ajunge două, trei borcan. Și, bineînțeles, mustul, care e extraordinar de bun și de dulce, și sper că și dumneavoastră ați avut viile bogate cu ciorchini, balcioi și ați făcut un must extraordinar și când o să trec pe la dumneavoastră o să dați și mie câte un păhărel să vă spun ce calitate are. Mai avem un alo? Alo. Da, vă rog. Dă-mi mâna. Acum? Da. Bună seara. Vreau și-o împânte cu dușmanii. Dar cu cine am onoarea? Un băiat. Băiat ești? Și cum te cheamă? Da. Puștule. Florea Mari. De unde ești, Florea Mari? Din Țânțăren. De unde? Din Țânțăren. Țânță ce? Țânțăren. Da. Da? Bine, Marius. Vreau și pentru familia Besu, tot la fel. Păi aveți dușmani mulți? Da. Păi ce au cu voi? Nu știu. Le-ați furat găinile din coteț? Da. Ha? Bă, vulpoiule, păi și tu suni la Tele3 să spui lucrul ăsta. Deci tu ești vulpoi, da? Da. O să te caut, vulpoiule. Nu ți-e frică că terminești cu penele? Nu ți-e frică? Nu. Bine, drăguțule, uite, promit vreau că... Vreau dumneavoastră să cântați. Când... Ascultă-mă, când o să fie o emisiune în direct cu muzică live, o să-ți cânt cântecul ăsta, da? Da. Bine, puiule. M-am văzut de mult. Mă lasă că mă vezi acum. Da? Da. O seară plăcută. Deci, dragii mei, în această seară am adus în fața dumneavoastră trei super interpreți. Doi bătrânei de vreo 60-70 de ani și o tinerică de 16 ani, cred că nu ai mai mult. Și spun bună seara Cristinei Olteanu. Bună seara, bună seara, bine te-am regăsit, sănătos, da, voios și pe dumneavoastră, dragi telespectatori, bine v-am regăsit. Mă bucur că sunt în fața dumneavoastră, alături de doi dintre cei mai buni elevii ai mei. Ca de obicei, eu nu vin niciodată cu mâna goală. Uite, ți-aduc elevi, îți aduc diplome. Stai să spun ceva. Și cântece. Vezi că, vezi că e o farsă, nu ne vede nimeni. Așa, zic, Maestru Berger, da. Te ascult. Da. Deci, ca de obicei, vin cu elevii mei pentru că tu chiar promovezi copiii aceștia minunați,
Tu corect. Și alte televiziuni ale noastre din Gorj promovează copiii de la Palatul Copiilor. Țin să menționez că am început cursurile în forță la noi acolo. Deja avem înscriși elevi foarte mulți. Au început primele ore cu cei care sunt noi veniți, primele ore de canto. Și rezultatele vor fi la anul, mă gândesc. Văd că rezultatele le ai în mână. Rezultate și... sunt aici, da? Pentru micuța Robertica Grbaci, pe care dumneavoastră o și cunoașteți, de altfel. Și am aici multe diplome. Nu știu dacă pot să spun câteva, da, premii. Da. La concursul Stele de Mâine, un premiu special. Un premiu 2 la Steluțe de Vis. Un loc întâi la noi la concursul nostru pe fi de baladă, da. Diplomă de excelență. La Maria Apostol, ce ai luat aici? Am luat geacul și a fugit. Diplomă de excelență. De excelență. Uite, premiul întâi la Mândră Floare Trandafir, la Sibiu. În viață și acum se pregătește din nou să plece la un alt concurs. Unde? La Târgu Mureș. La Târgu Mureș. Stai să dăm un microfon. Robert, mă pregătesc de un alt concurs la Târgu Mureș, Transilvania Stars. Igen. acolo trebuie să înveți ungurește, știi? Nu prea știu ungurește. Spune un cuvânt pe ungurește? Da, spuneți-mi. Sprehândoici. Asta e germană. Asta e vorbit germană. Seretle. Da. E de ajuns, gata. Am vrut să vă testez, să văd dacă știți, dar... Alo? Alo? Da, vă rog. Belighere, lasă-vă copiii să cânte și doua profesoară. Cine e la telefon? Gheorghe. Dacă e Gheorghe, băieți, știți ce s-a... Cu Doamne la dușmanii mei. Da. Și felicitări doamnei profesoare. Mulțumesc frumos! Bine, Gheorghe! În această seară, mulțumim frumos, în această seară nu am dușmani, în această seară am prieteni. Eu merg de aici să cânt la un botez și vreau să o felicit pe prietena mea, pe Minodora, care este de altfel și mama elevului meu prezent aici. Da. Și să urăm la mulți ani micuței care s-a creștinat astăzi. O cheamă Cataleia, are un nume foarte frumos. Da, zic, eu nu mai spune că ne pomeni cu pruncul la ușă să dau darul și n-am un leu la mine. Așadar, ne bucurăm că în această seară n-am poate chiar frățiorul ei să-i cânte. O să și cânte la botez alături de mine și de formația mea. Și sperăm să rămână o amintire așa frumoasă pentru surioara lui. Îi dăm microfonul lui Alex, pentru că așa îl cheamă. Sperăm, da. Doamne, nu știm. Bună seara. Bună seara. Iei tu un interviu până când oprești eu telefonul ăsta. Deci, Alex, poți să spui tu mai multe despre... Da, o să fie la Ana Interex. Nu poți să-ți... Ce mai faci? Bine. Să te prinzi niște bani acum pentru publicitate. Fii atent aici. Am auzit că de la vârsta ta tu ai prieten, așa? Da. Bă, lasă-mă, bă, nu mă nebuni. Câți ani are? Ca mine. Ca el. Și tu câți ani ai? 8 ani și 10 luni. Și ai prietenă la 8 ani și 10 luni? Da. Doamne Dumnezeule, ce ai făcut, Doamne? Ai tot lumea cu fundul sus? Ce-i cu tine, mă? Oprește-te! Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Geta la telefon. Lasă vrăjeala, închideți-mă telefon. Așa. Și cum o cheamă pe prietena ta? Zeila. Leila? Zeila. Zeila? Da. Și părinții știu, ai fost împețit, ai fost? Da. Oh, și ce au zis părinții? Nimic. Și ai servit, ai cu ce întreține familia deja? Da, de ziua mea la 8 ani. Nu mi-am făcut ziua și am mers amândoi, da? La râncul, la căsuța din pădure. Numai voi doi? Da. Și nu va păpa din alupul? Nu. Oh. Doamne Dumnezeule, de necrezut. Alo? Alo? Alo, bună seara. Bună seara. Alo?
Bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitațiilor. Vă auzim perfect. Doamna Cristina. Bună seara. Eu vă aud mai slab. Radu Popovici la telefon. Oh, bună seara. Da, domn primar. Domnul Belgher, nu-i mai băgați în seamă pe cei care atentează la emisiunile astea frumoase unde sunt copii. Înseamnă că dumnealor nu iubesc copii. Au drepturi. Nu știu ce înseamnă să încerci să ajuți acei copii să ajungă acolo unde le este locul. Poate unii dintre ei sunt extraordinari. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu zic că nu trebuie să vă supărați. Nu. La mulți ani să trăiască micuța la care vă duceți. Mulțumim. La botez astă seară. Te așteaptă cu un cadou. Da? S-ar bucura fetița dacă te aduce cu un cadou, domn primar. Surioara mea. Așa? Și să, dacă tot cântăți în lista sau doamna Cristina, dedicație pentru domnul Nelu Leampă, că sigur se uită, pentru prietenul nostru de la, cu siguranță, de la Brănești, pentru frățiorul tău Cosică, pentru Râcu, da, toți prietenii noștri. Da. Și când ai plăcere, că tot îți plac televiziunile, aici cu mine pe la Vâlcea. Păi să ne ia cu bolovanul pe acolo. Domn primar, să o să merg. Să nu te mai din politică. Eu nu mai urmăresc emisiuni de politică. Am, da, e murdară. Am invitație la Vâlcea. Nu știu, o să vin. Poate o să merg într-o zi. Mergem într-o zi. Da, drăguțule. O seară plăcută și... Sănătate. Și sănătate, domn primar. Mulțumim. De să termin cu răcănelul ăsta. Nu te mai juca la microfon când... Deci îl ții frumos el, da? Da, puile. Ești foarte ambițios, foarte curajos. Deci ai început... Are deja, flair de artist. Deja ai început să mergi pe drumul vieții, cu greutăți, cu probleme, cu... Nu, bucurii. Eu am mai cântat... Lasă-mă cântat-o! La nunți, familia. La moți! La moți, la nunți? La moți, la alt botez și la o nuntă. Ai cântat? Da. Și câți bani ai luat? Păi la prima am luat 4 milioane la mami la nuntă. Da? La moț am luat 5 la milioane. La moțul cui? La moțul, la moțul nepoate mele, practic. Așa? Așa, 5 milioane. Vezi că te văd cei de la ANAF acum și o să vii să dai impozii pe banii aia. De-aia te întrebai, ca să te învăț minte, așa. Și la o, și acum cred că o să iau vreo 10, ca să-mi ajungă să-mi iau și o călduță de ziua mea. Ce să ții? Un călduț. O gloabă de cal? Un cal. Păi ce faci cu el, fratele meu, cu calul? Plimbi pe Ileana Cosăzeană? Nu. Mă duc la munte, la conac. Unde e conacul? În vârful plaiului. E un munte din Bumbești, Jiu, unde stau bunicii mei. Băi, lasă-mă! Deasupra de uzină, acolo unde n-au coborât de 50-60 de ani în vale oamenii de acolo. Ba da! Au coborât. Sincer? Cu calul? Da. Nu, cu calul nu. Da, prin părăul lui Trântor s-a stricat drumul și cred că o să o iau prin pe la popi. Pe la sfințiile lor. Mhm. Pe după mănăstire, la Lainici, da? Nu la Lainici. Da unde? Pe plain, pe munte, în sus. Bă, ce curaj ai, bă, frate, și... Dacă te întâlnești cu ursul, cu porci mistreți... Nu, n-am văzut decât un porc mistrete, da? Și la plai. Da, și ce ai zis? Nimic. Dar nu mi-a venit să cred, am văzut un mistreț pentru prima oară. Dar vă spun așa, din... Te rog. Din profesionismul meu, da, de când am fost la munte, de la 4 ani, mă rog, cum să spune, așa, n-am văzut nici urs, nici lup. Nu te cred, dar până la vârsta asta l-ai văzut. Nu, dar l-am auzit pe un domn, pe nume domnul Gelegram, da, că a venit ursul la porumbii lui nenea Vasile Criveț. Fugi de aici și? Și că a fugit la fântână. Ursul? Da! Băi, lasă, era sete după ce am mâncat porumb. Nu știu, cred că a luat-o prin pădure acolo, că pe lângă fântână mai e și o pădure. Extraordinar, uitați, dragii mei, ce întâmplări adevărate, frate. Dar norocul meu, că da, veni la prunul din grădină, că după... Dar tu praștie nu ai? Nu, am o pușcă din anii 80 cu închizător, pe jumate. Pe
nu mai spune. Ia-ți luați microfonul, că nu-ți dau să miniți. Hai să cântăm, Cristina, hai să cântăm și noi un cântec. Să cântăm pentru toată lumea din seara aceasta și pentru botezata noastră din această seară. Exact. Pentru mamicuța e fericită, am ales cea mai nouă piesă a mea, O finimă inimioară. În această seară o cânt, deci nu urmărim videoclipul. Da. Și am mai ales numai cântece cu despre copii. Despre foarte băia, bine. Despre băia și fetiță, despre ce mai avem noi pe acasă, ne trăiască tuturor. Te ascultăm, draga mea, cu toate melodiile tale din seara mare asta. Mare drag. Inima te-ai crezut coață, dar nu este bine.
iată, dragii mei, din Germanica, din Germanica, ne urmărește familia Nicoară. Alexandra, Maria, bineînțeles cu toată familia. Mă bucur că ne priviți, pentru că este o emisiune interesantă, educativă. Și iată, vreau o dedicație pentru nepoțel, pentru nepoțelul meu, Burada Eduard, din Calapăru, ați face 6 anișori, la mulți ani, puiul meu, multă sănătate și să crești mare și ascultător. Te iubește, Daddy, Baby și ofia ta. Ofia ta. Să vă dea bunul Dumnezeu sănătate la toți, că asta e cea mai de preț. Sănătate. Restul, ce-o mai da bunul Dumnezeu? Alo? Alo. Da, vă rog. Să trăiți, domn Berghe. Bună seara, dați televizorul încet, vă mulțumesc că m-ați înțeles. Ce faceți, domn Berghe? Ce să fac? Pe aici, pe acasă, dumneavoastră? Eu te... pe acasă. Pe acasă? Cu cine avem onoarea? Da. Pare cunoscută vocea, dar... Mădălin din Mustuchin. Mădălin. Da, Mădălin, te ascultăm, dragul meu. Aș vrea să fac și niște dedicații. Da. Pentru nevasta, a născut acum, are 9 zile. Să-ți trăiască, să te bucuri de frumos. Ne luați la botez să cântăm. Da. Da, da. Să mai mănâncă și gura noastră câte ceva. Și aș vrea și eu pentru toată familia. Ce aveți, băiat sau fată? Fată. Ei, o să urmeze un cântec pentru dumneavoastră. Să vă trăiască, Mădălin, și da, să vă bucurați. Da, să fie frumos, da. Da, să fie frumos. Pentru 11 luni ai luat botezul și de aia. Venim și noi, nu? Ce zici, Cristina? Da, da. Cum să nu? Asta e bună. Eu am disagi în portbagaj. Eu nu plec fără disagi niciodată. Bine, scumpul meu. Mulțumim. Bine, domnul Berger, să trăiți seara. Sănătate, bună. Sănătate, să vă trăiască. Deci, dragii mei, mâine, un prieten foarte bun de-al meu își însoară băiatul. Pă, frate, bucurie mare. Și când stu? Mare bucurie. În familia Chiepea de la Bumbești Pițic. Ia auzi. Își însoară băiatul. E, îți dai seama, cea mai mare bucurie. Am eu un cântec. Ai? Azi însor băiatul și chem la mine tot satul și oricine ar vrea să mănânce. Uite, știi și Alex. Și oricine ar vrea să mănânce și să bea. Degeaba. Moca. Tu azi în gură mai spune lucruri de ăștia. Nu, dragilor, să nu ascultați. Aici e cu dar. Nuntă cu dar mâine, e super. E nuntă de poveste. Bogdane, bunul Dumnezeu, să vă dea sănătate și un copilaș cât mai repede, că ăla încheagă familia. Deci, cât durează? 2 minute. Deci, un copil. Sunt convins că Nelu vrea un copilaș de la tine și să-l învețe să dea cu ciocanul în table pe la mașini, ca să aibă ce repara. Deci, bunul Dumnezeu să vă dea sănătate, distracție plăcută mâine. Sunt convins că vin și eu cu băiatul meu. Poate... cred că e și cu fata pe la tine. Cred că s-a și însurat și mie nu mi-a spus nimic. Bine, că deja m-am pregătit de nuntă, am 300 de grame de vin, am 100 de grame de țuică. Mi-aduc aminte când l-am botezat, de sincer, l-am botezat la 2 ani. Și mă duc cu moșul și cu nașul la biserică, cu el de mână. Zice, popa, zice, domnul Berger, pruncul unui prunc. Asta e. Cum îl băgăm în casa? Părinte, cipcește-l o țără cu apă. Nu mai trebuie să mai... Mânca la tata, copil cu minte. Copil cu minte și... Bă, deocamdată a luat el o țără chelfăneală de la mine, de-aia a prins bine. Și sper să rămân așa, pentru că îmi place cum m-a pornit în viață.
Alo? Să trăiască domnul Daniel. Să trăiască nenea Nicu. Mulțumesc de recunoaștere. Ce faină, am ureche muzicală. Da, foarte muzică, domnule. Ce mai faină, Nicu? Binișor, nu bine. Păi? Sunt bătrân, cu bătrânețe asta, mai mă doare, aia, colo, colo, ce să facem? Și din mine a început să iese bolovan, de une nu știu, că n-am înghițit niciunul. Sărut mâna doamna Cristina Olteanu. Se sărut, bună eu, mă las că eu sărut când vă întâlniți, Nani. Bună seara, bună, lăsați, că glumește. Doamna Cristina. Da, domnul Nicu. Am o problemă foarte gravă. Aoleu. Vezi că e cu soția. Am făcut o greșeală și am fost toți prietenii mei din Facebook. Așa. Facebook. Și pe domnul Belier, o să-l spără să vreau, nu cu... Ai Facebook și mata? Păi am două bine, nu știu. Ăsta-i site de, de prostituție, mea. Nenicule. Închide-l! Eu la doamna Cristina, la dumneavoastră, nu mai pot să mă... Toți bărbații îi demn să învețe femeile să închidă Facebook-urile astea nenorocite. Clar! Ce doreți o dată dumneavoastră? Ce doreți, Nenicu? Tot programul muzical din seara asta. Da? Să fie pentru baba mea, că e lângă mine aici, mă aude, pentru mine, pentru toată familia, toți prietenii mei, da? Pentru dumneavoastră, pentru regie și pentru toate persoanele care se uită la TV3. Păi ce să vă, este aproape 3. Deci, păi 3, Nenicule. 4 cu 2, 6. Babar fi vrut să-i dea răptea, da. Apă rece din Ulcea, el vrea din Ulcior. Ce făcuși, băbuțo? În spărsășul ciorul, în vârful dealului, vărsaș. Vinișorul. Mulțumesc, foarte frumos. Stimă, fratele meu, stimă. Auziți, dar dumneavoastră... Doamna Cristina, cu rămâne cu dumneavoastră. Cum? Cu doamna Cristina, cu rămâne, mă îndăm, aștept. Cere de prietenie, cer, matale, nu? De prietenie, da. Da, 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 acum. Da, doamna aude chestia asta. Păi rândă-mi cu poate-ți dă cu făcălețul în cap. Treaba o dată. Nu, că am femeie cu minte. Da. Nu e geloasă, nu? Nu? Nu, dar eram un fan al lui doamna Cristina Volteanu. Eram un fan, vă dam like-ul, vă dam tot unde vă vedeți. Iauzi, iau, ce tupeu. Mulțumesc, mulțumesc. Ce tupeu are. Îi dă like-uri. Știi, mă, ta ce e la like? A, păi și eu, cu oameni. Oameni aveți, e. Nenicule, termină cu prostile, că învățăm copiii la prostii. Nu, domnule, e loc. Matași, câte... Eu vă zic o seară frumoasă și o țineți tot așa în continuare. Mulțumim. Bine, Nenicule. Și să fii sănătoși. Te pupăm, Nenicule. Sănătate, domnule. Sănătate. La revedere. Așa. Hai să ascultăm pe Pușcociu al mic. Deci dacă mai spui vreodată că ai pușcă de aia de jucărie la televizor, te-ai dus. Cu încărcătoare, cu asta. Are taică-t-o pușcă? Da. A, are taică sau are permis. Păi spune puiule așa, că mă fac să mor de inimă. Zeu. Să nu pui mâna pe ele că te-ai dus. Bine. Ascultați-l ce voce are copilul. Thank you.
și apoi te lasă. Lele, lele și iarnele, m-ai lăsat cu dorul grele. Lele, lele și iarnele, m-ai lăsat cu dorul grele. Lele și iarnele, despărțirea-i cu durere. Lele, lele și iarnele, despărțirea-i cu durere. Thank you.
Dragii mei, mai fac și eu câte un bine la emisiunea asta, profit de ocazie, iertați-mă, trebuie să mă iertați. Un om care e la necaz trebuie să-l ajuți, că dacă nu-l ajuți atunci când îi crapă bruza, degeaba, după aia. Iată Stelica Pandurul din Baia de Fier, a trimis și el pe nevastă sa pe la Târgu Jiu. Și pe frate, din greșeală a pierdut buletinul. Și dacă l-a găsit cineva pe nume Bălan Elena Ramona, săracă că are luni orașul și n-are, nu o primește vără buletin. N-are cum să o primească. Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Mioara Pârvulescu, vă hai, doamnă, ce naiba, ce mai faceți? Bine, domnul Berghe, bună seara și invitații dumneavoastră și la copilașii aia frumoși. Am impresia că vă aude. Seara. Dați-i televizorul încet. Îl dau, domnul Berger, îl dau. Că ne-a auzit, parcă a fi fundul curții. Vom fi și acolo, e și acolo dacă o fi. Gata, acum ne auzim? Acum e altceva. Domnul Berger. Da, doamne. Cea mai scumpă nepotică, adică cea mai mare care o am, mâine are 14 ani. Vai de capul, să vă trăiască. Să vă trăiască. Mamaia și tataia și părinții urează să fie sănătoasă. Și cu minte. Să fie la fel cum am mătat până acum. Și cu minte. Și toate cântece din seara asta la scumpeta de copii și doamna Cristina, le dedic pentru ea. Mulțumesc, să fie. Doamne ajută, să fie cu minte și să sănătoasă. Fie, să fie cu minte până acum, să fie și în continuare. Una și bună, oare. Copiii ăștia au luat-o cam câși în ziua de azi. N-am luat-o. Au luat-o cam... Doamnă, da. Eu știu ce vorbesc. Credeți-mă că părinții trimit de acasă la liceu, dar ei nu știu ce fac pe la liceu. Încă o dată spun, știu ce vorbesc. Știu ce vorbiți. Da. Să fie sănătoasă, îi urează mamaia și tataia și să învețe cate, să fie cu minte. Tot ce-și dorește ea să-i se împlinească. Vă spun eu ce-și dorește. Astăzi seara numai pentru ea. Deci bine seara dau și pentru ceilalți. Știți ce-și dorește, doamnă? Fa pariu. Jumate din pensia dumneavoastră pe fiecare lună. Ei, să dea Dumnezeu să trăiesc, să-i dau. Nu fi mai departe. Acum are bursă de merit, acum are bani. Aaa, e ok. Păi dacă învață ce ne există. Bine, doamnă scumpă. Vă mulțumesc. Frumos, doamna Cristina, vedeți ce cânte găsiți acolo. A, o să urmeze unul cu fetița. De fetiță, da. Da, da, doamna. Vă mulțumesc. Și unul cu băiatul. Să rămâine, doamnă. Iată, dragii mei, deci, Bălan Elena Ramona, care ați găsit buletinul, vă rog să-l aduceți la Tele3 și îl repezim noi cu rata până la Baie de Fier. Numărul de telefon nu pot să-l dau pe post pentru că nu pot. Stelica, trebuie să mă înțelegi. Elena, pentru doamna Elena Mitrică de la Negomiș, pentru toată familia dânsei, multă sănătate și tot bine din lume. Și la Negomir este o femeie, deci m-a sunat o doamnă de acolo, o doamnă care e suferindă și ea săraca la pensie. M-a sunat că există o femeie care șade într-o casă
dărăpânată și o mănâncă și o bolanii de vie acolo. O să vin, doamnă, probabil săptămâna asta o să fac timp, sunt atât de ocupat de nu vă povestesc, dar promit, Solen, că o să vin acolo să văd și eu situația acelei femei. În ce țară trăim? Mă întreb și eu. Alo? Alo? Da, vă rog. Iată, domnul Leu. Și dumneavoastră. Bugi de la acolo, băi, domnul Leu. Da, Bubi. Bugi, Bugi. Bugi. Bubi. Scuză-mă, Bugi. Bubi. Domnul Leu, vreau să dau și eu dedicații. Toată mapa muzicală pentru... Toată mapa, să fie pentru... Nevasta mea, Ileana. Da. Pentru Marin Barac și familia lui. Da. Care sunt plecați în Austria, știți că sunt în Austria. Da, acum vine, vorbește, guten morgen, guten tag, sprechen Deutsch. Așa, nu mai vorbește românește, Marin. Pentru prietenii mei, toți prietenii mei. Da. La Dujman să își dea ei singur, Dujman să își dea ei singur, nu e de la Dujman. Lasă că ea are Dumnezeu grijă de ei. Pe un prieten nou de la Marica, de la Turburea. Da. Pentru George Budăstalu de la Ploiești. Da. Și pentru copiii mei care sunt în Franța. Da. Și pentru nepoțelul Rumbi Ștefan din Italia și Noruna Elena. Să le dați Dumnezeu sănătate, Bubi. Și dumneavoastră la pentru domnule om. O seară bună în continuare și sănătate, drăguțule, și tot bine din lume. Iată, dragii mei, am doi pensionari de la Alimpești care se uită în fiecare vineri la frumoasa emisiune. Neaurel Ciocu și soția dânsului. Neaurele, bunul Dumnezeu să vă dea sănătate, că asta e cea mai de preț. Și să o duceți cât mai mult. La 100 de ani să vin să vă fac un reportaj și să vin și eu cu mic cadou acolo la 100 de ani să vă sărbătoresc. Cristina, hai să mai cântăm două piese că tu te grăbești și mă părăsești. Cu mare drag. Pentru toți cei care au copii, un cântecel pentru cei care au fetițe și un cântecel pentru cei care au băieți. Ia auzi. Muzica. Din dragoste tinereții, cine e rodul cel mai drag? Cine-i împlinirea vieții, fata mea cu nume drag? Din dragoste tinereții, cine-i rodul cel mai drag? Cine-i împlinirea vieții, fata mea cu nume drag? Nu mai simt zilele grele și sufletul mi-l alin, că-n grădina vieții mele am crescut boboc de crin. Nu mai simt zilele grele și sufletul mi-l alin, că-n grădina vieții mele am crescut boboc de crin. Fac bani să adun avere pentru fata mea cu drag. De ea că sunt în putere ca apa de mal mă zbat. Să fac bani să adun avere pentru fata mea cu drag. Nu mai simt zilele grele și sufletul mi-l alin, că-n grădina vieții mele am crescut boboc de crin. Nu mai simt zilele grele și sufletul mi-l alin, că-n grădina vieții mele am crescut boboc de crin. Oh,
mafti, îi lasi codude gata, iar când o-i bătrâni, la masă mă pune fata și toate-a sprijin mafti. Nu mai simt zilele grele și sufletul din alin, când grădina vieții mele am crescut boboc de crin. Nu mai simt zilele grele și sufletul din alin, când grădina vieții mele am crescut boboc de crin. Da, mă rog, Doamne, iată, dragii mei, pentru doamna Mihaela Maria, multă sănătate și lăsați tot unul, doamnă, lăsați tot unul. Iată, pentru prietenul meu, Borhoate Cătălin, cel mai tare polițist din orașul Târgu Jiu, și pentru soția lui, băieții mă înjură că i-a amendat Cătăline. Deci fii foarte atent, fii foarte atent. Nu, e foarte bine ce ai făcut. Băi, frate, a încălcat legea. Fă-te că nu-l vezi. Băi, e nu, amendează-l. Da? Deci, Cătăline, somn ușor, după emisiune, să-ți dea lumea sănătate și la familia ta
și la fetița ta și la părinții tăi și la socrii, dacă sunt pe acipii în preajma ta, și tot binele din lume. O să ne reîntâlnim, dragii mei, în maxim o oră, două, 3-4 minuțele, imediat. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau, de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare în camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, Strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Avem o țară cu peisaje mirifice, spectaculoase, locuri de poveste și frumuseți nealterate de vreme. Dar câți dintre noi știm să respectăm acest minunat colț de rai? Tot ce aruncăm nu dispare pur și simplu. Poluează solul, apele și are efecte negative asupra sănătății. Noi toți suntem vinovați de distrugerea mediului înconjurător. Și tot noi avem la îndemână soluția. Exemplul personal îi poate determina și pe cei din jur să protejeze mediul în care trăim. Grija pentru mediu începe cu noi. Siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură servicii și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafe-baruri și catering.
Într-un paradis natural, popasul Jaleșul te așteaptă în atmosfera de bazma satului gorjenesc. În Arcan, pe malul Jaleșului, popasul nostru este locul ideal pentru relaxare și distracție, unde să vii cu familia și prietenii. La noi găsești mâncarea tradițională românească. Gustul și aromele învietoare sunt completate de un ambient rustic. La popasul Jaleșul găsești cazare cu numai 50 de lei pe cameră. Pentru că vrem să-ți oferim un sejur de neuitat, piscina și terenul de fotbal completează cadrul perfect pentru petrecerea timpului tău liber. SECE Autosion Serv execută în mod profesionist lucrări de înlocuire parbrize, lunete și geamuri laterale, reparații fisuri produse de lovituri de pietre. SECE Autosion Serv aduce la comandă orice tip de parbriz, geam lateral sau lunetă. Executăm polish profesional de faruri și stopuri. SECE Autosion Serv, vulcanizare pentru camioane și autoturisme. Valiera? Nu, n-am luat-o. Doamne, măi băieți, ne băgați în direct și nu știm, poate ziceam ceva. Doamne, iartă-ne, Doamne, bunule Dumnezeu, vă dau afară. Știți? Retrag cuvintele, băieți, retrag cuvintele. Dragii mei, știți că eu sunt cu surprize. În această seară am adus luăm un telefon prima dată? Bine, alo. Centralistul de servicii. Da, vă rog. Da. Alo. Am zis da. Alo. Da! Bună seara, vreau și o melodie pentru fa... Domnul Belger, mai întâi că faceți roșu în gât. Alo? Vă aud, doamnă, ca să nu mai fac roșu în gât. Da, vă rog! Alo? Vreau și o melodie pentru mama mea și tatăl meu, Zinca Eleonora. Da. Și Gheorghe. Da. Și pentru soțul meu, Constantin Motoi, și pentru familia Talabă, Georgiana și Claudiu și Sebastian. Și cu cine avem onoarea? Cu doamna Daniela. Doamna Daniela și mai cum? Cu doamna Daniela. Și mai... Doamna Daniela, atâta. Doamna Daniela. Bine, doamna Daniela. Da. O seară pentru plăcută. Dacă se poate. Și o melodie dacă ați cântat dumneavoastră. Păi și dacă aude nevastă sa, doamnă? Îi băgați mortul în casă omului. Se intimidă fata. Se intimidă când o iei la bani măruți, începe să facă fețe. Deci... Ia-s. Un telefon care sună, da? Nu mai e. Uite, a lăs telefonul deschis al doamnei. Așa, cum spuneam, să revin la ce vreau să spun, sunt omul cu surprizele, un prieten bun de-al meu a cunoscut o fată pe nume Violeta Fotescu, Violeta care e lângă mine, care a cochetat puțin și cu muzica populară, dar până când o să o chem și cu un CD-ul să ne cânte și câteva melodii populare, vreau să spun că are un har pe care foarte puțin dintre noi pământenii l-are. Este clar văzător.
este clar văzător. Acest prieten de-al meu îmi pică, faci ceva, îmi pică carena din ureche. Cred că nu faci ceva să leșim pe aici. Da. Deci, nu e adevărat, copii, dar se aude eco în urechea mea. Așa, vorbeam cu copiii din regie. Deci, Violeta, bine ai venit. Ai emoții. Tu știu că ai, mai aproape microfonul. Puțin. Tu știu că ai fost și pe la OTV. Da, am fost și la Clar Văzător, la mai multe emisiuni. Da? Da. Vreau să spun și să garantez că, într-adevăr, știi niște lucruri și citești niște lucruri. Da. Asta garantez eu. Ce se întâmplă? De unde harul ăsta? La vârsta de 25 de ani am avut un vis. Am visat într-o noapte. O femeie înalt, cu un arătător în mână, mi-a spus: fetițo, de mâine dimineață vei ști să ghicesc soarta întregii omeniri. Și am început să ghicesc. Prima dată am început să dau la o prietenă. Și mi-a spus: uite, tot ce mi-ai spus mi s-a adeverit. Deci, ca să vă spun, văd tot. Deci văd de când se naște omul până moare. Nu te uita la mine ca la un mort. Văd viața, văd moarte, văd doctorul unde să se ducă, dacă e bolnav ca să scape, dar bine, dacă vine la mine din timp, îl pot preveni. Dacă vine în ultimul ceas, știți, nu mai pot. Așa, văd dacă îți merg afacerile bine, dacă poți să faci o afacere și dacă îți merge bine. Văd dacă în dragoste, dacă soarta omului o văd exact, deci și nu pe nimerite. Și aveți soartă bună, adică aveți viață frumoasă. Nu, da. Văd, nu văd să aveți cumpene mari, accidente. Văd la oameni dacă au accidente, cumpene mari ale vieții. Văd dacă o lasă bărbatul, dacă soarta ei, care este soțul exact, dacă iubitul o părăsește sau o iubește. Pește. Colegii mei îmi spune că eu m-am mărit. Nu e rușine. Deci văd la oameni tot fără să-mi spună nimic ca omul. Deci vine la mine, se așează, bea o cafea și pot să-i spun tot. Fără să-mi spună omul de la... Deci văd eu fără să-mi spună. Dacă ține microfonul... Da, 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 da. Nu ești învățată cu microfonul. Nu. No. Nu, eu am văzut pe Facebook tu, pe Facebook-ul tău, Violeta Fotescu. Da, sunt acolo. Și da, am văzut niște chestii care, îți spun sincer, ai numai laude și de asta am vrut să stau de vorbă puțin cu tine. Și chiar mă bucur că am putut să te aduc, să discut face-to-face cu tine. O să te invit într-o emisiune viitoare să... demonstrez cu un sceptic. Da, da, vă demonstrez cu cafeaua. O să invit un sceptic în emisiune și o să te pun într-adevăr să dau acolo direct, să vadă oamenii că Violeta, despre ce e vorba. Gata, scumpă. Da. Deci, avem... Mulțumesc frumos. Stai jos aceea. Avem o zână de fată aici. Dă microfonul puțin, Violeta. Spune cum te cheamă. Mă numesc Roberta Grăbaci. Da, pentru telespectatori, că eu știu. Sunt din comuna Runcu, Sasuseni, județul Gorj. Vie ai făcut anul ăsta? Da. Cam cât așa? Mult. Serios? Da. Dar tu, de câte ori te-am avut eu la mine în emisiune, n-ai zis, tu ai leu și tu, să guși tu, să deguști, să nu ne otrăvim cumva. Adică... Știi că eu le-am cu astea, cu degustatul, să nu, știi? Să nu se îmbolnăvească lumea, să iau o damigeană, două în porbagaj ca să degust un an de zile și după aia să vă dau ok-ul să beți din el. A? Ce zici? Da. Să-l duc la analiză, să-l fac, să-l dreg. Da. Pe când se întâmplă evenimentul? Când veniți la emisiune. Când mă chema taică-to, să mă aștept de cu parul la poartă. Dar văd că, într-adevăr, tu ai evoluat foarte mult. Da. Ai numai diplome aici. Da. Sincer, felicitări. Mulțumesc. Sincer. Și ești foarte volubilă. Nu ai stres, nu... Nu. E ok. E foarte bine, ziua de azi
trebuie să ai tupeu ca să, să îți faci loc. Știi? Știi cum e bancul cu oltenii. Să ai coatele ascuțite să-ți faci loc, pite fraier. Alo? Alo? Bună seara, domnul Berghe, sunt Geta. Violeta ghicește viitorul acestei femei. Exact, lasă mă chemă într-o emisiune să ghicești în cafea. Te ascult, Geta. Da, pentru dumneavoastră. Dă televizorul, ce prima dată. Pentru... Da, pentru fetița Roberta. Da. Bună seara. Doamna Cristina, doamna de lângă Roberta. Da. Da. Violeta. Domnul doctor Evriș, doamna Dana, copiii dânșilor. Da. Doamna Mariana, domn Cornel, nea Victor Lida. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Domnul Aurel de la Bâlta. Da. De la Bâlta. Da. Și Nicoleta. Da. Și un băiat de la Bâlta, domnul da. Marius. Da, un băiat de la Bâlta. La Covriș, la Cărbuneș. Da. Și fetele de la Covriș. Cu gaur ăsta, și Covriș Rotunzi. Prietenile mele, cumnatul meu, Ion. Ion. Vărun, cumnatele mele, Ion. Și fata lui Ana Maria și bărbatul sub Bogdan. Aha, Ion. Am fost la nuntă la ei, la Târgu Jiu, domnul Berger și... Fugi de aici! Am vorbit cu domnul Tacotă și a zis că ați cântat și dumneavoastră la altă nuntă, la hotel. Fugi de aici! Acolo, la parc. Ai mai învățat ceva, Geta? Da, da, am vorbit cu domnul Tacotă, dar m-a auzit la dumneavoastră că am dat dedicat. Ai mai învățat ceva? Da, da. Am învățat, dar și pentru domnul Tacotă și toți răutarii lui. Ce anume? Dedicații. Ce cântec ai învățat? Da, da. Da, da. M-a învățat pe doamna Cristina și pentru doamna Cristina dau și pentru domnul Ovidiu. Doctorițele m-au rugat și... Ce cântec ai învățat? Și asistenții și fermieri. Oprește-te, moaro. Hai cu nana, hai la joc. Hai, să te văd, să te aud! Da, da. Play! Hai cu nana, hai la joc, e unele la munte plăs. Trece nu pe un bolovan, patru stâni la munte alt. Ai, 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 dorule, hai cu nana să te plăs și cu nana să rămâi, pui un meu cu oi tăsui. O mamă. Hai, 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 dorule, hai. Mă uimești, mă uimești pe zi ce trece, Geta. Am emoții, știți, dumneavoastră, și am respirația de aia, mă. Da, da, ai, ai transpirația, asta, ai respirația. Da. Ai transpirația, asta, ai respirația. Așa, doamnul Tapotă, că sunt frumos să mă auză la dumneavoastră. Așa, așa a zis Tapotă. Ia uzi. Și ți-a fost rușine să vii la mine? Mi-a fost rușine să vin la dumneavoastră. Vorbește domnul Tapă, te-a zis să vin să vorbesc cu dumneavoastră. Te bătea bărbatul tău.
ai rudățul că i-am furat cântecul ăla, le vorbeam cu șapte focuri, i-am spus să l-am cântat la dumneavoastră. Ia câte la lui Vasile Tapotă. He, reglează-ți. Reglează-ți cu șapte. Cu 14 focuri. Am văzut că nu-mi vede. Păi, cât să cânti și tu? Știu melodia, dar îmi spuneți dumneavoastră și sunt la unii. Revolver cu 7 focuri, m-ai scăpat! Da! Revolver cu 7 focuri, m-ai scăpat din multe locuri. Mă fac să plâng! Uți și topor, l-am îndrat din avor. Îl luai tu iagul lui Popa. Da, știu tot, domnul Berger, da. Păi da, îmi dădui seama, gata, e de ajuns. Și-l știam tot. Da. Da. Bine, măi, Geta. Bine, domnul Berger. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, că ai nevoie. Și lui Roberta, și lui doamna Cristina. Bine, dragă. Iată, dragii mei, din partea familiei Nicoară, din Germanica, pentru mama Ioana, mama Ioana Sărăcuța și tati Sandu Burada din Calapăru. Să vă dea bunul Dumnezeu sănătate. Iată, copiii din Germania se gândesc la dumneavoastră. E un lucru minunat. Să-ți iubești părinții, să-ți iubești copiii, e un lucru minunat. Un lucru frumos și așa vrea și Dumnezeu. Să fie iubire între oameni. Alo? Bună seara! Bună seara! Sorin de la Poligem, vă deranjează. Televizorul, Sorin, televizorul încet. Imediat, da. Da. V-am olipsit Geta pe toți. Acum am auzit? Da. Aș dori și o dedicație pentru bunicii mei, pentru prietenul meu Raul, pentru vecina mea Camelia și pentru Mădălina. De la cine? Din partea cui? De la Sorin. Sorin și mai cum? Emiluș. Din comuna? Orașul Târgu Cărnei, sat Pojogeni. Băi, despre ce vorbim? E ok. Da. Bine, dragul meu. O seară bună. Sănătate. Geta i-am lipsit pe toți, fratele meu. Deci, pandurii mei, să ascultăm această zână frumoasă cu două melodii, da?
Thank you.
mă uimești. Mă uimești cu vocea ta, mă uimești. Chiar mă bucur, sincer, că pun și eu umărul la ridicarea ta pe curbile cele mai înalte, acolo unde îți dorești tu să ajungi. Mulțumesc. Pentru că, din păcate, se pierd tradiții, se pierde tot ce ne-a lăsat bunicii și străbunicii noștri. Da. Și mă bucur că voi aveți curajul să duceți mai departe, cu toate că întâmpinați multe greutăți. Din păcate, uite, de exemplu, îți dau un exemplu la mine în comună. Am făcut un cămin cultural, am băgat foarte multe miliarde în el să-l renovăm. Însă, activitate ciuciu. Știi ce înseamnă ciuciu? Adică nimic, din păcate. Și plătim și director de cămin degeaba. Nu vine o zi la servici, păcat. Păcat, pentru că e o comună frumoasă. A fost o comună frumoasă și a căzut pe mâna unor șmecheri, unor golani. Dar sper să îndreptăm lucrurile cu ajutorul tău, cu ajutorul prietenilor tăi, că voi, pentru voi trebuie să facem lucrurile astea. Să vă lăsăm și voi ceva frumos, ce ne-a lăsat și nouă părinții noștri. Din păcate, câte melodii mai ai tu, puiule? Încă două. Da, o să le ascultăm și pe alea. Hai să mai stăm de vorbă puțin cu Violeta. Violeta, hai să te mai întreb câte ceva așa. Am înțeles că la tine au venit foarte mulți, foarte mulți oameni și oameni tari de tot. Da. Oameni tari, cu funcții. Da. Da? Înseamnă că ești o fată chiar cu clarviziuni. Stai să luăm un telefon. Alo? Sărămâna. Da. Domnul, sărămâna toată stima. Sunt bărbat. Mă dea la mediul Steaua. Cum? Să dea Dumnezeu multă sănătate. Da. Te iubesc să toate viața mea. La cui? Pentru îngerașul meu. Palmeri Dan Gheorghe, la Croici. Pe tot nepoata mea are nuntă pe 22 la Târgu Jiu. Da. Toată stima și îi doresc casele pe atât. Da. O cheamă Pantelul Vasilica. Da, să-i dau meu sănătate. Pentru Băca la Cruici. Da. Pentru, încă o dată pentru Talem. Da, mulțumesc. Pentru Dumnezeu din platou. Da. Pentru Doamna lângă Talem. Pentru Regia. Pentru domn primar Gașpăr. Pentru Băgulescu. Pentru Vidi Pasla. Dăgotești. Am o simă și răsă de toată lumea. Unii mă aduc, este un domn, îmi place că ești popular. Să spun ceva. Așa e stilul meu, așa e viața mea. Vă respect toată viața. Aș dori o melodie foarte frumoasă la domnișoara aia scumpă, amică. Da. Îi doresc tot binele în lumea asta. Lui Popușica lângă tale și lui Doamna. Da. Toată stima și fericire, ușa duce și lui Dumbrilea la Bilea la Bălgoș, lui Domn Primar. Ascultați-mă o clipă. Vă rog din suflet, nu mai zice să rămână că mă simt. Așa îmi spune Dumnezeu să zic să rămână. La o Doamnă. Încă nu sunt. Deci eu noaptea, acum acolo la 12 noaptea, îmi spune Dumnezeu, zi, unde duci, zi să rămână. Da, e un fel de respect. Deci eu sunt om, nu sunt de așa. Așa, deci noaptea, acum acolo afară, să beau apă la arbit, zice Dumnezeu, zi să rămână. Și zi să rămână Dumnezeu, exact ca becalii. Așa sunt eu, să rămână. Asta simțiți dumneavoastră. Deci așa spune inima și sufletul. Corect. Și să vedem Dumnezeu sănătate multă la tot neamul tale. Logica la meteorul. Logica la chitelea. Logica la meteorul lui Leo, lui Denisa, lui Leo. Deci am o tipă de meteor. Ok. Să rămână
Sănătate să vă dea Dumnezeu. Să dea Dumnezeu unde duci fericire de bine. Toate drumurile când te duci, ți-ai numai de bine. Și tale și domnișoare. Vă mulțumesc la fel. Vă să rămână și toată stima, regia. La fel și dumneavoastră. Vă pup. Sănătate, iubire, vă pup, domnul Bergen. Sănătate și dumneavoastră. Mi-am adus aminte de acea femeie de la cum am un lapsus. Băieți, ajutați-mă. Peste deal de Rovinari. La Negomir. Doamnă, cea care mă sunați mereu, știu că sunteți bolnavă și dumneavoastră, sunteți la pat. Vă înțeleg din tot sufletul meu. Vă promit că săptămâna viitoare o să vin, dar culmea, cei bolnavi să gândesc la cei bolnavi. Dar de ce cei sănătoși nu se gândesc în comuna dumneavoastră acolo la cei bolnavi? Mi-ați spus că este o femeie care o mănâncă șobolani în casă. Promit că săptămâna viitoare vin să vedem acel caz. Cu siguranță vin. Poate sensibilizăm și noi pe cei care se ocupă de cazuri sociale și care ia niște bani și ia bani mulți. Dar le e greu să iese din birou, doamnă. O să venim să-i scoatem din birou. Lucrurile astea ar trebui să le facă pe cei care i-ați ales și i-ați dus în Guvernul României și în Parlamentul României. Ăștia ar trebui să vină o dată pe săptămână, să meargă în comune, să aleatoriu, colo, 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 să culeagă durerea omului. Așa zic eu. Și așa ar fi normal. Dar din păcate, 27 de ani, doamnă, doar ne tâlhăresc și atât. Doar atât. Alo? Alo, bună seara. Sărumâile. Cu mult respect, domnul Leo. Sărumâna, doamnă. De la Colovraj vă deranjez. Nu mă deranjați. Eu știu. Aș vrea să vă întreb și să vă rog în același timp. Când vă faceți timp? Da. Să chemați în emisiunea dumneavoastră o așa promisiune făcută, o micuță Mălina. Când vreți, doamnă? După dumneavoastră stăm. Cred că vinerea viitoare? Mâine deja e un spectacol aici în comună. E festivalul castanelor. Poftit. La ce oră e? În jurul orei 12. Doamnă, vin acolo și ne auzim și stabilim data când o să vină și fetița, da? Mulțumesc frumos! Sărumile! Sănătate! Deci asta spuneam, pentru că din ce în ce mergem tot în jos. Credeți-mă din suflet, o să vină timpuri groaznice. Uitați ce vă spune Belger. De nu veți rămâne fără animale în curte să ziceți ce ați vrea. O să vină timpurile astea când nu o să mai avem cum să ne plătim dările la stat pentru că nu avem unde să lucrăm. Și atunci automat trebuie să dăm banii la băieți că n-au cu ce glojdi, n-au bani. Și o să vină în curtea lui dumneavoastră să vă ia porcul, să vă ia vaca. Uitați, să nu uitați vorbele astea. Violeta, vezi ceva în viitorul acestei țări? Nu văd rău, adică nici bine, dar nu ceva așa. Ține mai aproape microfonul și nu mai bălângări. Da, nu văd rău, adică chiar dacă este acum criza asta, știți, economică, dar nu văd ceva cum ar fi să fie cu tremure grele, adică să moară oamenii. Văd așa că o să mai fie ceva ca la colectiv mai târziu cu oameni. Dar nu văd în țară cu tremure grele sau războaie sau... Nu, e ceva normal și mai târziu văd foarte bine în țară, dar deocamdată acum este un pic... După ce arestează pe ăștia? Nu, dar nu văd așa grav, extraordinar de grav. Văd ceva, dar nu grav. Știți, eu văd lucrurile în mare. Adică văd dacă e finalul la oameni, dacă asta e ceva grav, dacă e o nenorocire, dacă... Ia uite-te spre Alin, peștiul meu.
Ia vezi, că am descoperit că hârciogii ăștia au salarii de 200 de milioane, așa 400... Așa le scris, așa zi, eu văd soarta lor, așa e soarta lor. Să duce poliția pe aia să-i zgândărească puțin. Se duce, dar tot așa sunt, dacă el... Stați să vă spun cum văd. Dacă dumneavoastră sunteți ursat, eu văd acolo soarta, veniți la mine și sunteți om mare, da? Stați un pic, dacă eu văd la dumneavoastră, că dumneavoastră aveți un destin frumos, poate să fie țara cel mai greu, adică dumneavoastră aveți destinul frumos, nu contează că în țară e rău. Eu acolo la oameni văd destinul, nu are importanță că e în țară. Mă bucur din suflet că îl vezi și o să te pot să văd dacă ce destin am eu. La vezi frumos așa. Să sperie de destinul meu. Când auzi că e destin frumos, să închisă telefonul. Probabil vrea să vă vadă cu botoșei la soare. Nu aveți așa. N-am botoșei? Nu. Aveți viață frumoasă, fără cumpene grele. Eu vorbesc de cumpene grele, de moarte, nu așa, că așa toți avem deci, câte ceva microfonul grele. Mai aproape. Eu vorbesc de cumpene grele. Dumneavoastră nu aveți în viață cumpene grele, adică boli, suferințe grele, accidente grele, de moarte. Aveți viață lungă, frumoasă, luminoasă, nu văd ceva grav la dumneavoastră. Că simt la oameni. Pe vă trai. Alo. Bună seara. Strada, blocul, apartamentul. Da, pot, așa, așa, vreau și eu să dau nurorile mele, că e ziua lor. Dați un cântec frumos, cum sunteți dumneavoastră. La mulți ani, doamnă, la mulți ani, să-i dau sănătate. Sănătate, dar vă rog, așa cum cântați dumneavoastră, așa frumos, un cântec pentru ele să... Doamnă, cum să cânt fără acompaniament? Nu pot, doamnă, că mă dă afară șeful. Nu vă dă cântați, dați pe cine vreți dumneavoastră. Doamnă, zice că am luat-o pe partea alaltă, doamnă. Păi și acum cum fac, că sunt și lângă mine. Fetele? Da, nurorile. Am făcut la viața mea și bune și rele, dar m-am înnescut ceva cu nurorile mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-alină supărarea și le-aș da orice mi-ar cere la nurorile mele. Dar mai tare, ca să audă dincolo, că sunt separate. Poftiți? Sunt în cameră, în dormitor și ele sunt dincolo. Dați-mi un cântec frumos. Dar până acum ce făcui, doamnă? Pe plac mă, dă ce vreau eu, să mă audă. Să vă audă? Da, cum zic pe dumneata, că sunt dincolo. Ofo, ce dor, ce chin, ce jale. Așa. E în casă la dumit. Așa e. Doamne, de deras televizorul la maxim, aud vecinii. N-am nimic. Hai, ziceți. Hai, Ligli și Adelic, merg cu Maria la târg. Hai, faceți mișto. Să iau salbă și batic și apoi s-o duc la iubit. Ce ai făcut, mă, Gianni? Doamnă, vă bate joc de mine, doamnă. Nu, deloc. Sincer, cum să cânt, doamnă, eu fără acompaniament, doamnă? Râde lumea de mine. Nu că n-aș fi de râsul lumii. Bine, să vă dau sănătate și la mulți ani la nurori. Ce să-i faci, bă, frate, ce vrea lumea? Vrea lumea multe, dar nu se poate, trebuie să mă înțelegeți. Doamne Dumnezeule! Și mai cânt și fără bani. Linu, ai chef! A glumit. Așa. Violeta, deci, zici că, și pot să confirm lucrul ăsta, că da. Chiar că te caută oameni deosebiți, pentru că un prieten de-al meu mi-a zis de tine da. Și într-adevăr îi spun niște lucruri fantastice și eu nu mi-mpopor cu televizorul
Nu, deci oamenii adus... o să se convingă, deci nu am venit ca să-mi mint. Deci eu nu trebuie să-mi spună nimic, adică vine la mine și îi spun tot. Pe Violeta Fotescu, da. Pe Facebook și... Da. Am acolo numărul de telefon, tot, da. Dacă pot să nu mă sune. Dar să vă spun ceva, rog seriozitate, dacă au încredere în puterea mea și în harul meu, deci să fie serioși, să mă sune, dar sunt cu seriozitate, serios. Adică nu să nu creadă în mine, să vină la mișto. Nu, înțelegeți, domnul? Eu, da, doamnă. Dacă domnișoară. Sunt serioși. Violeta? Da. Tu nu vezi că trăim într-o țară cu oameni foarte serioși? Nu, păi nu, dar să creadă în puterea mea, poate că sunt oamenii cu serioși, dar da. Să creadă alo? În mine. Alo? Să trăiți. Deci, toată stima și onoarea. Deci, pentru tale, pentru dumneavoastră, pentru doamna... Cum ați reușit, doamne, să intrați din nou ca alții săraci în sună de 500 de ori? Deci, toată stima și onoare pentru... Dumnezeu vă ajută, domn. Am ascultat, am un Dumnezeu, cred în Dumnezeu. Da. Deci, Hegelul dumneavoastră lângă tale, multă sănătate, fericire, multă. Ce-ți dorește ea în viață? E să fie cu minte, să respecte lumea, una la mână. Deci, să iubească, să arătă la cineva că e o persoană. Chiar dacă urăște, degeaba. Cineva, cândva, o vede și o iubește și o respectă. Așa am fost cu lucrurile la 3 luni jumate, eu sunt acolo aici. Deci, eu nu mă duc peste lumea. Te iubesc, domn Berger, toată viața mea. Eu nu mă duc, am un dialog foarte frumos cu toate... persoanele, că e primar, că e secretar, că e așa, jurist. Deci eu am viața mea și vreau să-mi fac ceva în viața mea. Frumos, elegant. Unde se găsește tale? Concluzionați că nu mai avem timp, vă rog din suflet. O secundă. Unde a trecut. Să vin sunt în jos, sau sub postul, la mine cu aici. Unde aveți sportul de zilul lunii, de 3? Pe 14 octombrie, de la Piața Mare în jos. Anume, unde? Okay. 532 de metri pe stânga. Unde anume? Alo? Să sperie bietul om. Hai să mai cântăm două piese cu această zână de fetiță. Hai, pandurii mei! Lung e drumul Borjului, lungă e apaziului, Borjul are dor pe lume și uște, dar nu-ți spune. Borjul are dor pe lume și uște, dar nu-ți spune. Jiule pe malul tău, am stat cu necuțal meu, mă ruga să-i gând de tine, să-i gând dragostea din lume. Mă ruga să-i gând de tine, să-i gând dragostea din lume. Sus în munții Borjului, în poiana bradului, se adună oițele și cântă băgițele, mă. Ciobanii cu fluiere îngână doinițele, mă. Doinele toate și le cânt pe înserate.
Florin, ascultă, doinele, ci iubește florile mari. Dai o parte de ofta să nu fie supărat mai. Să aibă parte de iubire și să fie fericit mai. Să aibă parte de iubire și să fie fericit mai. Măi, nu-mi văd ochii ce s-au dus, măi. Nu-mi văd ochii ce s-au dus, măi. Mă uit pe gilor la vale, măi, neguță, măi. Nu zăresc pe nica în cale, măi, neguță, măi, neguță, măi. Să vină la sfinții să avem vreme de muncit. Hai să nu te mai chinui, de muncit. Am sărit cascheta asta. Deci, Violeta, draga da. Mea, mă bucur că te-am avut în emisiune și o să promit că într-o emisiune viitoare o să facem, o să aduc un sceptic în emisiune. Și să facem o mică demonstrație, să-i spui tot despre, viața lui, da? Da. Chiar m-aș bucura să facem lucrul ăsta. Da. Și iată, această emisiune a fost și pentru familia Strat și pentru familia Vineroiu, pentru familia Țipruică de la Urdari, multă sănătate să vă dea Dumnezeu, pentru Dodică și soția lui de la Baie de Fier, pentru Cristi Rostogolea, pentru familia Nănuții, Gabriele, multă sănătate la toată familia ta. Pentru familia Tudor de la Ursați, multă sănătate să vă dea bunul Dumnezeu, cea mai de preț sănătatea. Și pentru prietenul meu Titel de la Tizmana de la Racoț, Roșoiu, și pentru toată familia lui, să rămână mamaie, multă sănătate să vă dea bunul Dumnezeu. Și mai ușor cu umblatul pe bătătură, mai încet, așa că ai de toate. Stai în casă liniștit acolo, lasă dracu de porc și de găini. Cau ce mânca pe acolo, prin grădina. Și aveți grijă cu mustul, cum îl preparați, să iese exact cum ne place nouă. Cum place mie. Strâmbai la valiera. Deci, dragii mei,
Încă o dată, Dumnezeu să vă țină sănătoși și să ne întâlnim cu bine în fața micilor ecrane săptămâna viitoare, pe vineri, pe vineri seara. Și nici o zi, nici o secundă, vă spun din suflet și într-o emisiune, o să vă povestesc niște lucruri care mi s-au întâmplat, le-am mai povestit. Nu suntem lăsați întâmplători pe pământ, credeți-mă din suflet. Există Dumnezeu care ne coordonează activitatea de zi cu zi, a fiecăruia dintre noi. Credeți-mă din suflet, că o spun cu tărie și cu încredere că există. Să aveți o seară minunată!